Nu știu câte oară am aflat că unii oameni din platforma da, simpatizează anumite decizii, propuneri care vin în unison cu cei socialiști, cu consilierii socialiști din Consiliul Municipal Chișinău. Au votat pentru niște planuri urbanistice zonale. Care se numesc pe scurt PUZ. Asta în cazul în care veți mai vedea în știri această abreviere și nu veți ști. Dar ce mai înseamnă acest PUZ? Nu este o prescurtare de la... De la ce? De la <laughs> Dar este plan urbanistic zonal și este o chestie absolut necesară pentru cei care activează în domeniul urbanistic, în domeniul construcției de imobiliare, pentru că atunci când există un plan urbanistic zonal, tot cei care operează în domeniul acesta trebuie să se conformeze, pentru că planul urbanistic zonal prevede locuri de parcare, locuri de piste pentru biciclete, deci el cumva ține cont de toate necesitățile oamenilor într-un spațiu și le planifică, iar cei care vin și cer de la primărie autorizație, vreau să construiesc aici un bloc de 20 de etaje, trebuie să respecte acest plan urbanistic zonal. Iată că la primărie, în Consiliul Municipal, s-a ajuns, ajuns la votarea puzului pentru că până acum tare mult s-a întâmplat în lipsa lui și se pare că acest puz are destul de multe carențe, carențe care nu sunt întâmplătoare. Puzuri, deci... o serie de puzuri. Da. da, deci problema nu este că cineva nu știe cum să le facă, dar se vehiculează faptul că cineva intenționat face acest pus să fie absolut neconfortabil pentru locuitori, dar foarte prietenos pentru dezvoltatorii imobiliari. Eu nu înțeleg de ce să vrei să ai un oraș pentru oameni când poți să-l ai pentru beton și dezvoltători imobiliari. La scurt, scurt timp după votul controversat al consilierilor din platforma DA, biroul politic al platformei, da, în frunte cu Dinu Plângău, președintele platformei DA, o zis că își retrage sprijinul politic pentru acești consilieri din Consiliul Municipal Chișinău. Oarecum vocea, portavocea consilierilor, da, din Consiliul Municipal Chișinău, aparține lui Andrei Năstase. Și aici e marele paradox. Cum așa? Andrei Năstase și oamenii care au luptat împotriva oligarhilor, au luptat împotriva mafiei, acum se asociază cu cei care, de fapt, reprezintă această mafie. Andrei Nastasi s-a supărat tare pe această ieșire a lui Dinu Plângău cu echipa de la platforma, dar cu o parte a echipei, pentru că n-am văzut acolo nume sonore ale acestei echipe și a venit și el cu o conferință de presă în care o zis că o să-l în judecată pe Plângău și pe... pentru faptul că este calomniat Nastasi și îi spune etichete de om corupt. Cei de la platforma, da, consideră că acei consilieri care au susținut puzul socialiștilor, de fapt, s-au lăsat corupți de apartamente care urmează să fie construite și că fiecărora li s-a promis, fiecăruia li s-a promis câte un apartament cel acolo, drept recompensă. Astea sunt doar lucruri care se vehiculează. Nu există nicio dovadă, nu există da. niciun screenshot, nicio înregistrare video. Dar odată ce partidul care a fost creat de Andrei Năstase, și încă câțiva oameni se dezice de liderul său și îi le dă cu, obrazul, cu degetul în obraz. Eu mă gândesc că nu ia bine, adică nu, îi ia bine, se întâmplă curățenie în platformă. Se da. întâmplă curățenie, poate vom ajunge la vremuri în care, după un model canadian, să vedem oameni, lideri de partid, care n-au obținut un rezultat bun și în fața alegătorilor și a membrilor propriului partid, spun, băi, eu n-am putut să duc această formațiune politică la o victorie în aceste alegeri, mă retrag. Mă apuc, scriu cărți, poezii, ce îmi place mie, instalez cruși pe în înăuntru afară. Dar în cazul dat, orgolile încă sunt mari, e o leacă de vizibilă în platforma, da? Am observat postarea Ingăi Grigoriu, care și-a exprimat alaltă ieri, Susținere pentru da, Andrei Năstase. La acea conferință de presă nu am văzut-o nici pe Inga Grigoriu, nici pe Alexandru Slusar, era doar Liviu Vovc, ar fi oamenii, echipa, nucleul platformei Da, care începuse protestele în stradă împotriva lui Plahotniuc și a mafii și așa s-a născut platforma. Iată că Inga Grigoriu nu susține manifestul la restul echipei și îi oferă susținere publicului Năstase, semn că aceasta nu se va regăsi în noua componență a platformei Da. Pe nouă ieri ca urmare a consumului de spanac, seara la cină, ne-o împins la o teorie, iertați-ne, sperăm măcar unii din voi să o împărtășească. Gândiți-vă, gândiți-vă, toamna anul viitor, 2023, au loc alegeri locale. Așa cum a declarat și Dinu, plângă într-un live recent pe pagina lui, Ioan Ceban pornește cu cum se cheamă, cu tichetul de învingător el pornește pe poziția de lider în această cursă, mai mult sondaje confirmă asta omul și fași și să vede nu contează nu contează cât de mare a partid pe care a patra oară îl lansează. nu asta contează, nu contează că lui Ioan Ceban i-a luat mai mult de jumătate de an să condamne războiul pornit de Federația Rusă în Ucraina contează faptul că se vede și face eu un ceva. Mai scurt, pornește el în vigător. Din nu plângă, că trebuie cumva să ne unim forțele. Prin februarie, martie, azi vedem, azi grăim cu cei din pas, să le pădem orgolii și cei din pas și noi și mai multe forțe pro-europene și să încercăm să găsim un candidat comun pe care să împingem. Noi ne-am gândit la așa o propunere. No, noi ieri, de fapt, discutând despre asta între noi doi, am ajuns la concluzia că suntem cumva pe două, în două tabere diferite. Tu, Andrei, consider că platforma, da, are un rating foarte mic și că nu prea are șanse să reușească să recucerească electorat. Și pasul în același timp nu pare să strălucească cu figuri notorii nici în Consiliul Municipal, nici la nivel de potențial candidați la primărie. Eu Numai nu spuneți, consider... Andrei, spunu că Ah, nu. Eu să consider că platforma da are destul de mari șanse în politica din Moldova începând această curățenie de toți cei care îi stricau imaginea și credibilitatea acest, acestui partid și mai cred că cei care încă nu foarte de mult erau în opoziție, adică partidul PAS are foarte tare nevoie de concurenți pe acest eșichier pro-european. Pentru că pe eșichierul care împotriva parcursului european sunt destule partide, chiar și Ion Cebandeam nu mai vrea să fie acolo, dar ei oricum sunt destule. Dar iată pe ieșichierul pro-european deocamdată PASO a reușit să convingă electoratul că ar merita încrederea și voturile lui. Dar, odată ce noi cu toții înțelegem că democrația este în pluralism politic, adică dacă e vorba de faptul că e la modă acum acest parcurs european, la, mod. la modă, la da, dar dacă eu un ceva în ce tot vrea să se declare pro-european și să-l creadă oamenii, Spre înseamnă deosebire că... Spre de secolul XV, A... acum e la modă. Asta e trendul și atunci eu cred că platforma da, are foarte mari șanse să preia electoratul dezamăgit de partidul PAS, pentru că acest electorat există, nu? Și atunci întrebarea este doar cât de mulți oameni vor dori să meargă mai departe spre un alt partid care până la urmă e destul de curățel. Eu <laughs> nu am vrut trebuie. mai în gust, să mă refer la alegerile locale din Chișinău și am vrut refer să vin cu propunere hai. că platforma, da, cu cei din PAS să unească într-o mișcare să zicem, salvați Chișinău să numească. Banal, dar pe înțeles tuturor. Salva... Mișcarea salvați Chișinău sau chiar blocul electoral, salvați Chișinău, sau dacă tot înainte noi observam cum al de plahă asta, găseau ții era candidatul care îl chema aproape fix ca pe Năstase, în codru, da, da, da. sau pace, semănând cu pas și multe asemănări ca, ca să încurci pe alegători în cabina de vot. Cei din platforma da cu pas să, să facă, facă blocul, blocul electoral? Sau? Kolakul salvatoriai. Kolakul salvatoriai. E, Klasa negandinė. Kolakul salvatoriai. Ne, taip, kolakul salvatoriai, šiaip jie bėgs. Spat, ilegalai... Osi troleks, kai bėgsite... Taip, ilegalai, jo case, jie registruos, šiaip jie 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 šiaip poate o cupă, cupa UEFA, uh -huh. cât Europa, și acolo și șeseră și nu cană, și cu sodă, și amesteci. Vă, vă vine să credeți în asemenea fantezii ale noastre? Pasul cu da. Nu o platformă, de se nu Colacul Salvator, dar candidatul lor să fie Victor Chironda. <laughs> da, dar e fain, imaginați-vă. Adică, imaginați adică unul la politic. Colacul are semnificații de la nunț, la, la cultura noastră, o maia cu dinu Plângăuță, nu colac. Da? Uh -huh. Da. Deva bigorre grosso, che deve venire il precedente partito.